Liviu Rebreanu este considerat creatorul romanului modern românesc, în care practică realismul obiectiv, reprezentând realități sociale, politice și economice și aprofundând analiza psihologică. Printre cele mai importante romane ale sale se numără Ion, Răscoala și Pădurea spânzuraților, în care se conturează interesul acestui scriitor pentru problema țărănească și cazurile de conștiință. Romanul Ion a apărut în 1920 și a fost lăudat de criticul Eugen Lovinescu, care l-a apreciat drept cea mai mare creație epică românească. Ion este un roman realist care împletește mai multe fire narrative, folosindu-se de împărțirea în capitole. Pe un plan, avem viețile țăranilor români din satul transilvanean Pripas, care se zbat pentru pământ. Pământul este singura lor resursă pentru supraviețuirea în sistemul de taxe impus de stăpânire. Și personajul care dă numele romanului Ion este un țăran tânăr, rămas sărac după ce părinții au fost nevoiți să vândă pământul de zestre al mamei, pentru că tatăl nu s-a priceput să administreze averea. Ion își dorește să acumuleze, dar își dă seama de vreme că nu prin muncă se poate îmbogăți, pentru că nu așa e organizată lumea în care trăiește. Își zicea din ce în ce mai des că, robotind oricât, nu va ajunge niciodată să aibă și el ceva. Va să zică că va trebui să fie veșnic slugă pe la alții? Să muncească spre a îmbogăți pe alții? Așa că hotărăște să-și atingă scopul căsătorindu-se cu o fată bogată, cu zestre mare, pe nume Ana, cu toate că e de fapt atras de Florica, frumoasă, dar mult prea săracă. Nu se amăgește nicio clipă că ar iubi-o pe Ana și nici nu-și pune problema să fie cinstit cu ea. Pentru că tatăl ei, conștient de intențiile tânărului, refuză să-i o dea de nevastă, Ion o seduce pe Ana și o lasă însărcinată. În paralel, urmărim și povestea familiei învățătorului Herdelea, a soției lui și a copiilor, două fiice, Laura și Ghigi, și un fiu, Titu. Ei ilustrează o altă fațetă a existenței românilor sub ocupația austro-ungară. Învățătorul Herdelea este angajat al statului ungar și ar trebui să promoveze printre copiii de țărani români limba și cultura maghiară. Acesta nu o face însă. Nu din spirit naționalist, ci din cauza că nu prea știe nici el maghiară. Cu toate că muncește de o viață, leafa nu-i ajunge și familia trăiește de pe o zi pe alta. În plus, îi ajută pe țărani cu sfaturi și jalbe împotriva reprezentanților locale ai stăpânirii, ceea ce aduce diferite necazuri. Alte personaje importante. Vasile Baciu, tatăl Anei, ar face orice ca să nu-i dea pământul lui Ion, jucând astfel un joc cu urmări fatale. George Bulbuc, un tânăr țăran înstărit, este ginerile pe care și l-ar fi dorit Vasile Baciu dacă Ion nu ar fi sedus-o pe fiica lui. Până la urmă, George se căsătorește cu Florica. Dar pentru că cei doi, Ion și Florica, se întâlnesc din nou pe ascuns, George îl ucide pe Ion cu câteva lovituri de sapă într-o noapte neagră în ogradă. Tema. Tema principală a romanului este modalitatea în care relațiile de proprietate în jurul cărora este organizată societatea îi constrâng pe oameni, le limitează opțiunile și le dictează soarta. Condiția femeilor. Zestra este unul dintre principalele mecanisme prin care se transmite proprietatea în societatea ilustrată în roman. De aceea, fiind purtătoarele zestrei, femeile acelor vremuri sunt transformate într-o monedă de schimb. S-a însurat cu o fată bogată și urâtă, dar a iubit-o ca ochii din cap, căci a întruchipa toată averea care îl ridicase deasupra nevoilor. Opțiunile femeilor în viață erau limitate la măritiș și la dependența de bărbați, inițial de tată, iar apoi de soț. Văduviei sărăcie Lucie, se spune în roman. Teoretic, femeia era liberă să-și aleagă partenerul. În practică, însă, lucrurile erau mai complicate. Dacă nu avea zestre, se putea mulțumi cu un bărbat la fel de sărac ca ea. Sau putea spera la o căsătorie din dragoste cu un bărbat care să nu vrea să-și mărească averea. Oricum ar fi fost, poziția sa în gospodărie rămânea inferioară. Despre Laura, fiica cea mare a învățătorului Herdelea, căsătorită din dragoste cu preotul Pintea, aflăm. Era hotărâtă să fie o gospodină desăvârșită. Să vadă Pintea că, deși ea n-a avut zestre, are în schimb atâtea calități prețioase încât se poate lua la întrecere cu orice domnișoară din Ardeal. De altfel, nici dacă vin cu zestre, soarta femeilor nu e neapărat mai bună. Exemplul este chiar Ana,
care se mărită cu Ion din dragoste, în timp ce el o folosește doar ca să obțină pământurile tatălui ei. Odată ce și-a atins scopul, o tratează cum nu se poate mai mărșav, iar ea nu are la dispoziție nicio metodă prin care să-și îmbunătățească soarta. Nu-și poate recupera zestrea părăsindu-și bărbatul, iar tatăl care a aprobat căsătoria după lungi împotriviri, nu ar primi-o înapoi. Ana e bătută și de tată și de soț, atât în timpul sarcinii cât și după, fără ca nimeni să încerce să o ajute și să o apere cu adevărat. Satul, conștient de ce se întâmplă, consideră că nu are nimeni dreptul să se bage în socotelile celor doi bărbați, fiindcă omul, orice ar face în ocolul lui, e stăpân și străinul n-are ce să se amestece. O lasă deci în voia sorții pe femeia care este astfel dezumanizată. Om și stăpân în ocolul lui e doar bărbatul. În timp ce femeia, în loc să fie văzută ca o ființă umană cu drepturi egale, este percepută doar ca o monedă de schimb în transferul singurei posesiuni care contează în acel univers, pământul. Din toate aceste motive, Ana își pierde orice speranță și dorință de a trăi. Nu mai putea suporta povara. Lumea îi se părea lipsită de farmec. În minte îi încolțea din ce în ce mai des întrebarea: ce sunt eu? De ce trăiesc? Cuprinsă de ceea ce astăzi am putea numi probabil depresie, Ana sfârșește tragic, spânzurându-se în grajd. Societatea reprezentată în romanul Ion este una profund patriarhală. Dar inegalitățile evidente dintre femei și bărbați provin din relațiile sociale. Nevoia de pământ, zestrea ca transfer de proprietate, numărul redus de posibile căi pe care țăranii le pot urma în viață. Autorul nu sugerează că inegalitățile dintre femei și bărbați ar proveni din diferențe biologice, nu de explicații clișeice pentru condiția înfiorătoare a femeilor, nu sugerează că ele ar fi prin natura lor inferioare bărbaților și că și-ar merita, deci, soarta. Dimpotrivă, abordează tema cu vădită compasiune pentru personajele feminine și le interpretează evoluția tot în contextul constrângerilor impuse de relațiile de proprietate și de legile vremurilor. Mult mai critic este față de personajele masculine și derapajele lor morale. Acolo unde femeile mai dau dovadă de solidaritate și se apără una pe alta, bărbații se trădează între ei și caută să se înjunghe pe la spate. Rebreanu nu-i permite cititorului sau cititoarei să o acuze pe Ana de slăbiciune morală, să o vadă ca pe o femeie care a greșit cedându-lui Ion și care își merită deci soarta. Dimpotrivă, o construiește ca pe un personaj tragic și profund, o orfană de mamă care tânjește după iubire. Sufletul ei căuta o iubire sfioasă și adâncă, ni se spune despre ea. Și care este prizonieră între dorința tatălui de a-și apăra averea și lipsa de scrupule care însoțește ambiția lui Ion de a se ridica din sărăcie. Florica, la rândul ei, ar putea foarte ușor să fie împinsă în față ca sursa tuturor relelor, ca femeia care îi spitește și din cauza căreia se ajunge la finalul tragic. Dar și ea este un personaj nuanțat de propria sărăcie și lipsa de opțiuni care decurge de aici. Autorul lasă să se înțeleagă, de-a lungul romanului, că nu are încredere în posibilitatea iubirii împlinite, dar nu dă niciodată vina pe vreo tare de caracter a femeilor, în general, deși ar fi la îndemână, cum le-a fost și altora înainte și după el. Explicația, din nou, este cea a constrângerilor materiale. Cum s-o ia dacă toată zestrea ei e un purcel jigărit și câteva bulendre vechi? Dragostea nu ajunge o viață. Dragostea e numai adaosul. Altceva trebuie să fie temelia. Celelalte personaje feminine importante, de exemplu Laura și Gigi și Maria, mama lor, sunt și ele pe deplin umane, cu puncte forte și cu slăbiciuni, și nici de cum marionete care servesc doar caracterizării bărbaților care le înconjoară. Rebreanu le tratează pe fiecare cu atenție și cu vădit interes pentru specificul vieții lor, pe linia genului și a relațiilor sociale pe care acestea le impune. Nimeni nu este idealizat, dar nimeni nu este nici desconsiderat din cauza genului sau a clasei din care face parte. În plus, nu doar bărbații exploatează femeile. De poziția inferioară a femeilor tinere profită și alte femei, așa cum face soacra Zenobia, care nu ezită să exploateze la rândul ei pe Ana, după pofta inimii,
alte femei își controlează bărbații și sunt stăpâne pe banii gospodăriei. În familia Herdelea, opinia celor trei femei atârnă deseori mai greu decât cea a bărbaților. Este remarcabil felul în care Rebreanu evită pozițiile esențialiste, adică ideea că toate femeile ar fi, prin natura lor, într-un fel anume, sau că ar avea trăsături de caracter care derivă din biologia lor și care să nu poată fi schimbate. Din narațiune se înțelege că, la fel ca bărbații, femeile trăiesc și se comportă așa cum le dictează organizarea socială. Așadar, primul pas spre egalitate se poate face modificând regulile după care e organizată societatea, regulile după care se distribuie bunurile și proprietatea și rolurile de gen atașate acestora. În concluzie, deși descrie o lume patriarhală în care femeia are o poziție socială inferioară bărbatului, Ion nu este un roman misogin. Dimpotrivă, tratează cu respect și inteligență condiția femeii și analizează cu mare atenție dimensiunile sociale care o determină. Iar acest fapt este cu atât mai admirabil cu cât romanul a fost scris într-o perioadă în care misoginia s-ar fi bucurat de aplauze, iar o explicație esențialistă a destinului tragic al femeii ar fi fost percepută în multe cercuri ca fiind, pe deplin, satisfăcătoare.